bogată în obiceiuri și credințe. Cel mai însemnat obicei religios este simțirea apei Iordanului, care pe timpul de obicei se făcea la râu sau la o fântână. Pe timpul acest obicei se practica începând cu ziua de 5 ianuarie, zi care se consideră ca ajunul zilei de bobotează. Cu apa simțită se simțeau pe timpul și casele gospodare. Se stropea și fânul pentru animale, ca un simbol al fânului în care s-a născut Iisus Hristos, fân care apoi s-a dat vitelor ca să se îndulcească și să simțească, la fel cum s-au îndulcit și simțit și stăpânilor, precum și să le meargă bine peste tot anul, să nu se îmbolnăvească, iar dacă sunt bolnave, să însănătoșească. Acest obicei, evident cu caracter religios, a avut la bază credința că prin simțirea cu apă se vor apăra casele și gospodăriile de forțele necurate. După simțirea apei la biserică, preotul, iar în unele sate doar copiii, mergeau prin sat pentru a simți casele gospodarilor. Sosire la casele gospodarilor se anunța cu sunet de zurgălăi și la fiecare casă se cânta ocazional cântecul bisericesc în Iordan. Sfințirea casele este o manifestare însemnată din ciclul obiceiurilor de iarnă, cu toate că pentru credincioși, adevărata sărbătoare este ziua de 6 ianuarie, ziua botezului Domnului Iisus Hristos. În unele sate românești, la bobădează, cete de copii și feciori urau de la casă la casă sănătate și bunăstare gospodarilor. În părțile noastre, obiceiul de a se umbla cu ciura leșa este specific pentru Seleu și Vladimirovați. Păstorii din coile în sat, pentru a se simți cu aveasmă toate animalele, cu apă sfințită, care după credință apără de boli. Totodată se colindă la gazdele turmelor de oi, se aprind focuri și lumea se veselește, căci a fost botezat Domnul Iisus. Ieși amanga, ieși sântă rare, ieși afară, sântă gheasă, tune în casă. Ei, pușei, cu luzul printre ei, oile lângoase, pașile lătoase, pușii urături lor. În imagine vedeți acum, stimați telespectatori, cum a decurs ziua de 6 ianuarie 1997 la Vladimirovați, unde, evident, petrovecenii practică din nou obiceiurile din moși strămoși. S-a colindat cu ciuraleșa ca pe timpuri. Păstori au venit în sat cu turme de oi, cu câini ciobănești și, bineînțeles, și cu măgari. Iar gospodarii cărora au urat, i-au întâmpinat cu vin și țuică caldă, cu prăjituri pe care unii le-au împărțit, spre exemplu, cu câinele, animalul cel mai credincios și mai de folos, ciobanul. Ionel Stoiț nu ne-a mai vizitat de sărbători. Să vedem ce povestește și cum și-a petrecut sărbătorile de iarnă. Doamnă, am plecat să colind. Am colindat și am venit și la voi să colind și n-a fost nimeni și am stat, m-am pus o țară pe scam să meditez și am meditat și am meditat și am hăconit. Și atunci odată m-am trezit și acum stai să-ți colind, că am venit să colind ea ca așa. Bună ziua lui ajun, că-i mai bună lui Crăciun, câți mei, câți pușei, fu copiii după ei, oilile noastre, vașilile toase, poșii usuroși, mânșei gazda sănătoși. A trecut ajunul. A trecut ajunul? Hai ia-l, te rog. Tu bun, atunci de-a să așteptăm Crăciunul, să spunem acasă, și eu să colind de Crăciun. Uite așa spuneam,
Colindem, colindem, iarna pâla uși pâla fereș. Colindem, colindem, iarna cu colinge românesc. A trecut și Crăciun. A trecut și Crăciunul. Păi eu m-am pregătit și de ajuns de Crăciun. Stai că m-am pregătit de anul nou, pe Plugușova. Mâine anul să nu iese Plugușorul să pornește. Și începea colinda pe la casă de aura. Iarna e grea, o mătui mare, să-mi nebune anuare, să-mi nebune din belșug pentru brațe. A trecut și anul nou. Au trecut toate sărbătorile. Tot ce sărbătorile au trecut. Și cum au trecut sărbătorile că am vizit colind? Ce-am făcut eu în sărbătorile așa? Unde am fost? Ce-am făcut? Păi unde ai fost? Păi stai. Am fost la colindat la uzdin la baronul. Și de la baronul m-am dus la torac la Costa. La ce mai face baronul? Baron. O accepta să-i vindă să-i colinge extraterestri. Și... N-au mai venit. Nu, eu trimis telegram. Și el e cu voi. Să vină la tancul. Și am fost și la Neamuri și la Ortaș. Și ce e la torac? Se face ceva acolo? S-a făcut teatru. S-a făcut teatru Orvind în Târgoviște și s-a făcut un teatru tare, tare bun și numai nu l-am prea priceput. A fost un teatru fain, frumos, umbria, abstract. Ăsta mi-a plăcut ca teatru, numai nu l-am prea înțeles, dar l-a înțeles lumea. Și lumea a colindat, a prins focul, s-a veselit, a fost afară, în centru satului, a colindat lumea. E, numai eu am așteptat la frații mei tot în apcea colindătorii. De după amiază până așa, că colindătorii așa când pleacă de acasă, nu mai știu unde se duc. La cine se duc, ce colindă, cum colindă. Numai eu, pe înainte s-o știu tot înduială. Când ai plecat la comuniști, ce ai ascuns la tot colțul de comuniști. Bun. Și atunci ai știut unde ce duci, unde nu ce duci. Și unde ai mai fost? De acolo unde am fost. Am venit la voi să colind. Și nu a fost nimeni aici. Cum nu a fost nimeni? Nu a fost, a fost goală cancelarea și m-am fost să meditez acum cu ce să încep, cum să încep, ce să fac. Și dintr-o dată mi s-a părut, parcă gândesc că am hărconit. În ce dată nici nu iază? În 12. În 12. Și spun eu, bă, și are să mâine acum șeful, la muierea. Ce să le spun ăștia acum? Și dacă botezul, păi ce-a fost botezul? A fost botezul, acum m-am amintit. Ți-am făcut o poezie în grai. N-a fost de ziua lui Ion. Vrei să auzi? Haide. De ziua lui Ion. Telefonul iar m-a înflorit când mesaj de la Ionel Stoiț am primit. El vrea să se mălărească și pe micul ecran să povestească. Textul încă nu l-a pregăcit, ziua lui Ion l-a cam zăbunit. Ar fi vrut să fie și el mai de șod, dar toate ideile i-au rămas în pod. Lui mai ușor cu plaiul să scrie, să gângește să nu cheltuie atâta struie. I-am spus să nu se grăbească și ideile îmi pot să le lasă. Pentru că astăzi e ziua lui Ion, poate că îi vin idei noi. Eu îi doresc să trăiască și multe povești în grai să ne facă. Iaaa, Tania, țucu-ți mâna, țucu-ți mincea, să rămâni tot așa frumoasă și așa veselă și așa... M-a crescut sufletul și să nu mai fac o prostie. Mai bine să mă duc ca anul bătrân. Că eu am îmbătrânit, tu ești tânără și tu poartă mai departe tot cum ai purtat. Să salută spectatorii. La mulți ani și vigeți la șelor. Hai stai că s-ai uitat zvoniți. Da. La nimeni nu ce te uiți. Sănătate bună și anul fericit. La revedere.
și astăzi, în termenul special de la ora 14:30, transmitem încă un film documentar titrat în limba sârbă, iar de la ora 21 puteți viziona emisiunea Teleclub, în cadrul căreia avem transmite 3 emisiuni de muzică și umor.